La un sfert de oră de mers de centrul Bucureștiului există Parcul Natural Văcărești sau Delta dintre Blocuri, un loc inedit și sălbatic. A apărut după abandonarea unui proiect gigant al lui Ceaușescu, cel care voia să transforme Bucureștiul într-un port la Dunăre. Neanicu a venit pe teren, aici unde suntem noi, și a zis, în 2 săptămâni vreau să fie gata. Nu mai e. Și ei s-au speriat și au zis, băgăm apă. Și ce au făcut? Au tras apă din Dâmbovița. Diferența dintre Dâmbovița și parc e de 8 metri, deci ei au pompat apă din Dâmbovița. Doar că nefiind finalizată lucrarea, apa s-a scurs și a inundat pe aici serele, cartierele de blocuri care se construiau. Și ideea e că asta se întâmpla în august 89, decembrie 89 s-a terminat. Vă invit să mergem ca să nu petrecem. Sigur că da, este multe chestii interesante. Situat la aproape un sfert de oră de centrul Bucureștiului și sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care poate n-au venit niciodată aici la Parcul Natural Văcărești. Mulți trec și se uită și nu știu. Și la un moment dat sunt oameni care ne zic, Doamne, dar de câte ori? Dar eu trec de acasă, la birou. Imaginați-vă că acum suntem pe strada, pe o fostă strada cartierului. Pentru că aici, înainte să înceapă a demolarea pentru construcția lacului, a fost un cartier. Căsuțe mai modest așa, dar pașnic și oameni cu grădinițe, cu livezi. Mai vin oamenii să revadă locurile. Mai vin oamenii să adune nuci sau să adune plante pentru ceai, de exemplu, să adune corcodușe. Este locul în care s-au născut și au trăit. Care sunt miturile negative despre Brasca răiasă, știi? Nu există brasca răiasă, e brasca de apă, nu? Sunt șerpi veninoși. Există așa ceva? Ni s-a zis, nu vin în parc pentru că acolo sunt șerpi veninoși. Discutam la un moment dat cu o persoană care era o persoană serioasă așa și vorbeam și îmi spunea, domnule, nu vin pentru că am fost la un moment dat și am și văzut printre picioarele mele un șerpe și în momentul ăla am rămas pur și simplu, e imposibil așa. Noi, în primul rând, nu sunt șerpi veninoși aici. Doi la mână, șarpele veninoși nu se bagă între picioarele tale. Un alt mit despre parc e o zonă foarte murdară. Unde? Groapa aceea de gunoi? Nu știu dacă ați văzut. Poate la intrare lângă coșul de gunoi acolo erau, pentru că mulți vin și aruncă, da? Dar potecile sunt curate. Potecile sunt curate pentru că suntem noi civilizați sau pentru că sunteți voi foarte atenți și strângeți toate gunoaiele pe care turiștii cei care vor să se bucure de parc le aruncă aici? Desigur că în fiecare zi, dacă noi intervenim, pentru că noi în fiecare dimineață trecem cu saci și adunăm, dacă noi intervenim, o zi se vede. Dar îmi place să cred că de la an la an oamenii care vin în parc și care locuiesc în parc devin tot mai conștienți. Aici ce a fost? Aici a fost un incendiu, asta e marea problemă a parcului în momentul de față, mai ales în anotimpul uscat sau cald sau cum e, da? Un incendiu, clar. Un incendiu care în sfârșit putea să se extindă, dar văd că a rămas. Și din unul din pericolele parcului, incendiul. Da. Dar cine sau cum apare acest incendiu într-o rezervație naturală? E vorba de se fumează. Da, vin par și fumezi și ți-o arunci și s-a terminat cu tine. Sau sunt oameni cărora chiar le plac, da, incendiile dau foc. Ne-am întâlnit la un moment dat cu o persoană care a zis, mie îmi place să aprind foc. Bine, dar nu în parc. Și zic, doamne, mergi și aprindeți la tine, nu aici. Eu dacă văd de sus de la noi, de la observatorul un incendiu în parc. Deci observatorul este undeva la etajul 16 al clădirilor din spate. Și stăm și ne uităm. Eu dacă văd un incendiu până îmi trag cizmele și așa, s-a extins în tot parcul. Mă reîntorc acum la povestea oamenilor care au trăit, au avut case, locuințele le-au avut aici, au trăit copilării, au trăit bucurii, au trăit drame. Existau izvoare și acum sunt izvoare în parc care alimentează bălțile și oamenii ne povesteau că veneau aici și consumau apă și se simțeau mai bine, de exemplu. Mă rog, nu știu dacă e adevărat, probabil că e un mit sau ceva, pentru că pânza freatică de suprafață, adică e o apă destul de contaminată. Dar povesteau așa cu nostalgie, da? Parcă mergeau undeva într-un ținut ăsta nemaipomenit și se hrăneau cu apă. Am tot auzit tot felul de povești. Familia Enache a trăit în parc undeva în fața noastră, în stuf, pe o insulă. A trăit timp de 17 ani. Și familia Enache, mamă, tată, 9 copii. Ei au trăit aici, au pescuit, au prins păsări, nu știu ce au mai făcut. Copiii au crescut,
oamenii s-au mutat din parc și noi am reușit să angajăm în cadrul asociației noastre, în momentul de față, 3 persoane. Adică tatăl, copilul mare, Vali, și băiatul de 16 ani care vine imediat la vârstă după el, Rică, sunt oameni, sunt colegi de nădejde în asociația noastră și... Ei acum locuiesc, bănuiesc într-o locuiesc casă în normală. Altă parte, într-o casă normală, da, și vin în fiecare zi la serviciu și cunosc parcul mai bine decât toți. Adică și nu mai așa apar ca suprafețe sau capoteci și cunosc păsările din parc. Mă sună când apare vidra și îmi spun, domnul Dan, a apărut vidra, nu știu unde, haide să punem camera acolo. Da, sau mă sună când intră braconieri. Ce se aude acum? Recunoști pasărea? Da, asta e un fazan care a început să cânte. Semn că s-a răcit, a venit om. Împreună mergem acum pe potecile acestui parc și mă gândesc oare câți oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți au fost aici. Ne-a vizitat prințul Charles în 2016. A sărutat și o broască, el fiind prinț, ca să arătăm copiilor că broaștele pot, dacă sunt sărutate, se pot transforma în prinți. Asta așa, mai în glumă, pentru că mai în serios am ținut să îi arătăm o broască pe care aș și luat-o în mână, tocmai ca să, cumva, eram cu un grup de copii în parc atunci, tocmai ca să arătăm copiilor că toate sărbăticiunile astea care trăiesc aici în parc sunt inofensive. De exemplu, anul trecut, în octombrie, am primit o vizită așa foarte inedită. Nu mă așteptam eu, pentru că cumva a avut o valoare personală pentru mine. Scriitorul american Jonathan Franzen, celebru scriitor american și între favoriții mei, a bătut la ușa noastră și a zis, el fiind un mare iubitor de păsări și de natură în general, a zis, vreau să văd Parcul Văcărești și să ne uităm la păsări. Parcul Natural Văcărești rămâne bijuteria capitalei de care trebuie să avem grijă. Cu un statut incert, asociația care se ocupă de administrarea parcului așteaptă încă ajutorul autorităților. Poate într-o zi, primăria ar putea realiza conexiunea cu orașul, cu locuri de parcare sau indicatoare care să indice accesul către parc.